îmi plouă în gură deja. Wow, wow, cum e, wow, nemaipomenită, nemaiîntâlnită. Dacă respecti rețeta și nu-ți iese, îți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Wow, mă, băi oameni buni, ce e aici, ferească Sfântul. Simt deja cum mă fac bine. Cum e, ți era poftă de o supă de perișoare, nu? Ei bine, dragii mei pofticioși, iată vin către voi cu o nouă rețetă super delicioasă și foarte simplă. De data aceasta, o mică botezată supă și anume supă boierească de perișoare. Hai să-ți arăt cum se face, ingredientele le găsești acolo jos în descriere, așa că ce să mai atâta vorbărie, hai să gătim. Pofticioșilor care sunteți de perișoare, nu am mare lucru de tocat, ci aceste două cepe medii spre mari și o tijă de țelină apio. Atât, nimic mai mult. Hai să-ți arăt cum le toc. Marea filozofie la tocat ceapă. Am să tai ceapa cât pot eu de mărunt. Așa. Dacă vrei poți să-i faci și vreo 2-3 treceri transversale. Și o toci mărunt. Gata ceapa, o dau puțin deoparte, aici în laterală. Și mă ocup de tija de apio. Am să o tai odată în jumătate și apoi o tai în fâșii. În genul acesta. Tija de apio, spre deosebire de țelină, este mai aromată, așa că te invit să o folosești pentru că este nemaipomenită când vine vorba de supe, ciorbe, consomeuri și alte bunătăți. Uite așa, o toc și pe asta mărunt. Gata, și țelina trece mai departe. Iar mai departe asta sună cam așa. Dau drumul la foc. Am aici niște untură de pasăre. Am să iau într-o linguriță o lingură de untură. Ia ca așa. Una aici, undeva la vreo 40-50 de grame. Dacă nu ai untură de pasăre, e bine, poți pune unt. Dacă nu ai nici unt, e bine, poți pune 50 de ml de ulei de floarea soarelui. Atât e de simplu. Eu vreau să dau puțină consistență, puțină aromă și de aia mă folosesc de această untură. Untura a început deja să se topească, așa că am să pun ceapa, cele două cepe tocate mărunt, le pun aici în oală. Uite așa. Iau și amestec. Dau focul la minim. O linguriță de sare. Și timp de 2-3 mințele las ceapa să se soteze, adică să devină moale, sticloasă și ușor caramelizată pe margini. În acest timp, continuăm cu restul de legume. Iar restul de legume îl am aici în față. Și anume, un morcov mare, un pătrunjel rădăcină sau păstârnac rădăcină, nu-i tot una, dar cam la fel, și o jumătate de țelină mică. Și am să dau legumele pe răzătoare. Pe răzătoare mare, mai exact. Hai să începem. Mai tragem un loc și la ceapă, mai amestecăm puțin. Pentru care cumva să se ardă, trebuie să avem grijă. Și continuăm cu pătrunjel rădăcină sau păstârna cu rădăcină. În funcție de ce găsești și tu la piață, aia e. Dau frumos răzătoare și acum am să pun legumele în oală. Iau așa frumos cu un cuțitul de sub, sub răzătoare și îi dau drumul în oală. Ia ca așa. Iau și restul de pe tocător și dau drumul aici. Și țelina și restul de legume. Apoi iau și amestec. Sunt destul de voluminoase, dar nu e nicio problemă căci vor scădea. Am să le las undeva la 3 minuțele să se soteze și legumele, după care am să vă arăt cum se procedează. Au trecut și cele 3 minuțele de când aceste legume stau și se sotează împreună cu ceapa, a venit momentul să pun jumătate de linguriță de piper pentru aromă și puțin caracter, foarte puțin caracter. Iau și amestec. Și acum vine marea șmecherie. Am aici un litru de apă, dar nu am să-l pun tot, ci am să pun undeva la 150-200 de mililitri de apă, după care voi lăsa aceste legume să stea la foc mic, cel puțin 20 de minute, să se înnăbușe bine și să scoată cele mai profunde arome ce le conțin. Așa că stai lângă mine și ai să vezi cea mai șmecheră supă boierească pe care ai să o pregătești pentru tine și familia ta, mai ales celor mici, de o să mănânce și farfuria. Hai, punem apa. Amestec, dau focul la minim și pun capacul. 20 de minute am să o las la foc mic să stea să se facă și să dezvolte arome. Până atunci noi continuăm cu perișoarele. Cele mai simple sau mai bine spus cea mai simplă rețetă de perișoare pe care ți-o poți imagina. Cu carne de purcel. Pentru că ciorba de perișoare cu carne de vită am făcut-o, ciorba de perișoare cu carne de curcan sau din piept de curcan am făcut-o și acum urmează cu carne de purcel. Cine știe, poate cândva o să facem și cu carne de pui. Dar deocamdată ajung două ciorbe și o supă boierească de perișoare. Cum e cea pe care o facem acum? Și da, pofticioșilor, ne pornim să facem perișoarele. Iar eu am aici jumătate de kilogram de pulpă de porc cu puțină grăsime. Am să o pun într-un bol mai mare, mai încăpător. Și dacă vă întrebați ce e cu vocea mea, ei bine, am copii cu grădiniță, cu școli și îmi mai dreg și eu vocea ca în tinerețe. Peste am să pun și două ouă. Așa.
am să pun și o legătură de mărar tocată foarte mărunt, dar doar frunzulițele. Adică luați doar rămurica de mărar și nimic mai mult. Tija o puneți la fiert în oală. Pun aici. Acest mărar pus la perișoare va da o notă interesantă și credeți-mă, o să vă placă perișoarele astea de numa. Apoi am să pun o linguriță de sare, cam atât. Și opțional, ca să fiu sigur că se leagă toate exact cum trebuie și au așa o pufășenie aparte, am să pun și puțin griș. Am să încep mai întâi cu jumătate din cantitate de aici, adică din cele 4 linguri am să pun doar 2 linguri de griș. Uite așa, au undeva la vreo 50-60 de grame. Și iau și amestec, spălat bine pe mâini și iei și amesteci în această compoziție. Amesteci bine, 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 să se incorporeze totul, sarea să acționeze asupra grăsimei și să transforme totul într-un mic liant, într-un mic lipici și facem așa mai agresiv vreo 3-4 minuțele să se lege totul. Da, cred că o să meargă și restul de griș, am să pun și restul și iau și amestec. Dacă vrei la aceste perișoare poți pune și orez, dacă vrei poți pune și bulgur, te mai poți juca cu condimentele, să-i dai și o tentă turcească, precum la ciorba de perișoare făcută în stil Ismail din toate pânzele sus, rețetă pe care o găsești aici sus la recomandări. Unde mai pui că în vremea aia nu mi se vedea capul, unde mai pui că în vremea aia mai născuceam și povești. Hai să continuăm. A, și cum era să uit? Am uitat să pun o ceapă mică dată pe răzătoarea mică, să fie totul și mai bun. Uite așa. O să se lase cu plâns ca data trecută, dar asta e. Dacă vrei, poți să toși ceapa și la mână. Mărunt, mărunt, mărunt. Doar dacă vrei. Dacă nu, bă, ca puturosul de Paul, o dai pe răzătoare. Gata cu ceapa, a început și plânsul. Hai că mă duc repede să scap de usturime și revin. Mamă, ce ustură! Să nu care cumva să-ți faci griji de excesul de zeamă sau de lichid din această compoziție. Pentru că am pus griș, iar grișul va absorbi și din zeama de la carne, dar și din excesul de apă de la ceapă. Hai să amestec din nou. Deja a început să se lege bine și gata aici, pofticioșilor, o dau deoparte pentru 15 minute ca să își facă grișul treaba și revenim asupra ei în momentul în care punem aceste perișoare în ciorbiță. Iau și acopăr cu puțină folie, uite așa, presez pe carne să nu se oxideze și la frigider pentru 15 minute. Revin imediat. Gata și perișoarele. A trecut acel sfert de oră de când stă la frigider să se hidrateze cum trebuie. Acum scot țipla, ca la un telefon mobil, și formez perișoarele. Am să iau cu o linguriță mică să am așa un fel de măsură. Și ia câtă prima gogoloaie. O pun aici și continui. Iată că au trecut cele 20 de minute de când legumele stau și fierb înăbușit cu puțină apă pe care am pus-o mai devreme. Acum a venit momentul să completăm cu restul de apă. Mamă, ce miros! Numai ce a ridicat capacul și m-a izbit o aromă nemaipomenită. Hai să pun apa. Acum cu apa ține de voi. Câte perișoare vreți să puneți, cât de multă supă vreți să faceți. Eu însă cred că am să merg undeva pe 2 litri jumătate, chiar 3 litri de apă. Uite așa, iau și pun aici. Numai bine în cap și perișoarele și am obținut o supă excelentă pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Nu de alta, ce am eu aici e medicament pentru ce-mi trebuie mie. Hai, continuăm. Ia uitați aici ce culoare frumoasă are această supă. Și ia cătă, dragilor, minunea asta de supă boierească de perișoare după rețeta din dealul Copoului. Am acolo niște boieri pe cinste ce mi-au împărtășit și mie rețeta asta minunată. Vă salut, dragilor, cu stimă și respect. Și uite așa, suntem aproape gata cu supica asta. A venit momentul să punem perișoarele. De data asta nu le-a mai numărat Constantin că s-a săturat de numărătoare. Am să le pun direct în oală. Uite așa, focul e dat la minim și dăm drumul la perișoare rând pe rând în această supică de legume. Iar pentru cei care au trecut deja de prima tinerețe, ei bine, supica aceasta o să le aduc aminte de prima tinerețe. Am pus perișoarele, acum totul trebuie să fiarbă la foc mic, cel puțin 15, chiar 20 de minute. Timp suficient cât să fiarbă bine perișoarele și supica asta să capete alte conotații. Iar un alt mod de a-ți da seama când e gata supica, ei bine, toate acele perișoare vor ieși la suprafață și o să le vedeți cum plutesc. Abia așteaptă să fie mâncate, abia așteaptă să fie savurate și eu împreună cu Constantin, sincer, abia așteptăm să pescuim câteva. Acum, pofticioșilor, la final, vreau să dreg această ciorbiță cu puțină smântânică și niște gălbenușuri de ou. Mai exact vreo 200 de grame de smântână și 2 gălbenușuri. Cât e un gălbenuș la 100 de grame de smântână. Așa că am să amestec bine, bine, bine. Ia ca așa, să se omogenizeze totul foarte bine. Și așa cum am spus, voi drege ciorbița aceasta ca să iasă și mai gustoasă. Până la urmă am să trec cantitățile exacte și ce pun și în descriere, acolo jos sub acest video, ca să nu spui că sunt rău cu tine și că te-am pus să te uiți până la final. Focul e dat la mic,
Am să iau câteva polonice din supă, uite așa, pun peste smântână, am să amestec ușor, vreau să aduc temperatura din acest bol asemănătoare cu temperatura din oală. În felul acesta am garanția că nu se va brânzi sau nu se va tăia acest liezo. Perișoarele deja au început să se ridice la suprafață, semn că ne apropiem de finalul acestei supe. Și în acest moment pot pune dresul în supică. Uite așa, câte un polonic, iau și amestec. Fără grabă, că nu ne grăbim nicăieri. Mai ales atunci când facem mâncare și vrem să ne iasă gustoasă și foarte, foarte apetisantă. La fix a încăput totul. Iau și clătesc bine castronelul, să nu care cumva să rămână vreun gram de smântână aici. Și cred eu, în maxim 5 minuțele suntem gata. Pofticioșilor, au trecut și cele 5 minute, deja, sincer să vă zic, abia aștept să gust, pentru că arată într-un mare fel. Acum, pe final, înainte să închid focul, am să pun două ligături de pătrunjel proaspăt, pătrunjel verde tocat mărunt, ca să dea aromă, gust și culoare în farfurie. Uite așa, amestec puțin, ia uitați și voi aici ce bine arată, wow, wow, wow. Abia aștept să-mi trec vocea că de asta am făcut și supica asta. Gata, pofticioșul, supica e nemaipomenită, am gustat-o și de sare, am potrivit-o de sare și vă invit și pe voi să gustați ceea ce pregătiți, pentru că așa veți obține o mâncare cu gust nemaipomenită în farfurie. Dragii mei pofticioși, acestea fiind spuse, am să opresc focul cu acordul noastră și cu gândul la degustare. Pofticioșor, iată supica asta minunată, arată într-un mare fel și uitați la fața mea, sunt fericit de numai. Abia aștept să-mi dreg și eu vocea și să-i dreg și pe el alți mici ai mei, că ne-am luat cu laringită. Hai să vedem cum a ieșit această minunată supică de perișoare boierească din dealul Copoului. Hai să vedem. Decorul, eu zic că e cum trebuie, nu? Și am pus și un rachiu ars alături, că vorba aia, e boier, domne, e boier. Hai să vedem așa mai întâi cu rachiuașul, ca să meargă supa de grabă. Doamne ajută! Wow, cum e! Bă. Hai să-i dăm tare acum. Mamă, mamă! Am plouă în gură deja. Ia să vedem. Mai întâi supică. Wow! Mă! Băi, oameni buni, ce e aici? Ferească Sfântul! Mamă, cum e! Mamă, mamă! E nemaipomenit! Hai să-i dau și cu caracter să accelerăm lucrurile. Cât tare e bună! Simt deja cum mă fac bine. E cu păniță țărănească. E hai! E nemaipomenită! Iacă și perișoara s-a păstrat destul de bine. Hai să o băgăm! Mamă, ce fină-i! Se topește în gură, nu alta. Wow! Dragii mei pofticioși, mă opresc puțin că era să-mi înghit și limba. E fină, e ușoară, e cremoasă, e cum vreți voi să-i spuneți. Faceți această rețetă și lăsați-mi jos acolo în comentarii părerea voastră despre cum v-a ieșit. Până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticioși. Eu am plecat către cei mici ai mei, către soția mea iubită, să împărtășesc din bunătăți. Nu din farfurie, din bunătăți. Ha, ne vedem data viitoare cu cealaltă rețetă. Și apropo, ciorba de perișoare, ți-o las la recomandări. Imediat după video ăsta, urmărește și rețeta aia. Vezi că ai de unde alege. Pa, pa! Te-am pupat, te îmbrățișez, te iubesc, pa, pa!